Un bloc al spitalului din Vorniceni, renovat acum 7 ani și inaugurat cu mare fast, ar putea să nu-și mai deschidă ușile pentru pacienți. Astăzi, ministra Sănătății a declarat că urmează să fie făcute mai multe expertize și abia după va fi anunțată o decizie. O anchetă jurnalistică realizată acum un an scotea la iveală pereți fisurați, afectați de mucegai și mobilier ce începea să se distrugă din cauza trecerii timpului. Deși am vrut să vedem cum stau lucrurile la momentul de față, unul dintre vicedirectorii instituției nu ne-a permis să intrăm pe teritoriu. A motivat că trebuie să avem un act permisiv de la Ministerul Sănătății. Un bloc al spitalului de ftiziopneumologie din Vorniceni, în care puteau fi tratați peste 200 de bolnavi, pustiește deja de mai bine de 7 ani. Ușile instituției medicale au fost deschise de rare ori. Prima dată a fost atunci când oficialii au tăiat cu mult fast panglica roșie, anunțând deschiderea spitalului. Era luna noiembrie, anul 2014, iar ministru era Andrei Usatăi. În față erau alegeri parlamentare. Deși a fost renovată în totalitate, clădirea continuă să fie nefuncțională. Astăzi, ministra Sănătății, Ala Nemerenko, a declarat că expertizele tehnice au arătat că blocul este avariat din cauza că nu au fost respectate normele corespunzătoare atunci când a fost făcută reparația, însă urmează să mai fie făcute anumite verificări. Am trimis documentele la Ministerul Economiei ca să ne ajute cu încă expertiză, fiindcă conducerea ministerului precedent a apelat la o instituție privată pentru această expertiză. Noi dorim să verificăm încă o dată printr-o expertiză a statului. Mai apoi va fi luată o decizie clară despre cum vor proceda autoritățile cu acest spital. Nu este exclusă nici ipoteza că instituția medicală nu își va mai deschide vreodată ușile pentru pacienți. O problemă este că blocul nu este conectat la o sursă suficientă de apă, după ce un izvor din preajmă a secat. Așa că firma care era responsabilă de lucrări a trebuit suplimentar să construiască o stație de filtrare nouă. Și pentru că cheltuielile au depășit suma planificată de 16 ori, proiectul nu a mai putut fi dus până la bun sfârșit. Putea fi funcțional? Eu nu pot să vă spun, eu nu sunt specialist, o să ne bazăm pe aceste expertize ca să avem și o să vă comunicăm. La alte întrebări legate de acest subiect, ministra nu a mai vrut să răspundă, motivând că se grăbește. După această discuție, am mers la Vorniceni, însă nu am fost lăsați să pășim pragul instituției medicale. Spitalul se află în satul Vorniceni, la vreo 40 de kilometri de capitală. Am găsit porțile închise. Pasnicul a chemat unul din vicedirectorii instituției, care nu ne-a permis nici măcar să luăm imagini cu blocul închis. Acesta ne-a mai spus că avem nevoie de un document din partea ministerului care să ne permită accesul. Eu vă înțeleg, dar am oficială înscrisă, așa asta indică. Blocul renovat a fost filmat pe interior de jurnalistele de la Cusens. Echipa a surprins atunci că, sub presiunea timpului, sistemele de ventilare din cele aproximativ 100 de saloane se învechiseră deja, iar pe pereți apăruseră fisuri. Acolo în subsol și așa afară ies, da. Da, da, da. Da. Da, da, da. Clădirea s-a așezat și deja merg mici neconformități. Inițial, compania de construcție a acceptat să renoveze acest bloc într-un termen record de doar 9 luni, în schimbul sumei de 67 de milioane de lei. Lucrările însă s-au întins pe mai mulți ani. În total, reparația acestui bloc a costat aproape 100 de milioane de lei, dintre care 89 au fost din bugetul de stat.